Bun găsit, prieteni! Meci cu o mare încărcătură la Mediaș, meci aproape decisiv pentru promovarea directă în Liga 1 între Hermannstadt și Petrolul Ploiești. Hermannstadt, înaintea acestei partide, are 56 de puncte. Este ultimul meci din etapa 8-a a play-off-ului. Petrolul este prima cu 58 de puncte, Hermannstadt pe 3, între ele Universitatea Cluj cu 57 de puncte, dar, evident, un meci mai mult jucat. În benzi sunt Velisar, fotbalist care a jucat ani de zile aici la Gaz Metal Mediaș, și Sergiu Pârvulescu, a fost și în Polonia, jucător cu mare experiență. Centrale spre Măzărache, șansă mare pentru Măzărache, care în loc să dea cu fruntea, dă cu umărul, iar Plamen Iliev, fostul portar al Naționalei Bulgare, se întinde și reușește să respingă. Imensă ocazie, execuție extrem de modestă a lui Măzărache. Încerca să iasă Lică, se retrage imediat pentru a asigura dublajul. Oroianu, o minge care trece de Myers, respinge Huja, este corner. Dar este o intervenție urâtă asupra lui Paraschiv. Boxează Raul Avram. Avram a fost în Liga 1 cu Botoșanul, dar nu era portarul principal al echipei. Încă o încercare de la distanța lui Pantea. De această dată pe spațiul porții, dar de la 40 de metri trebuie să tragi mai tare. Babal Hasan, atenție, are șut bun, trimite însă peste bară. Babal Hasan, 6 goluri marcate. Pantea pentru Balaure. Centrala lui Pantea arată mult mai bine, alunecă însă Babal Hasan. Nimeni pe mingea a doua și vine o stată de la distanță. Îi dă emoții lui Avram. Drept gazonul prezintă de nivelul acolo în fața porții. Și cred că mingea asta e destul de ciudat. Șut bun al lui Minosota. Biceanu, dribling foarte bun în fața lui Cebotaru. Împinge mingea în flanc la Opruț, Oroian, super acțiunea sibienilor. Și este penalti pentru Hermannstadt. Greșeala lui Pârvulescu. Orice contact este văzut de penalti. Petrescu, impecabil în plasa laterală, 1-0 pentru Sibieni. La acest scor, Hermannstadt este pe locul întâi, prieteni. Al-Hasan scoate frumos această dată, Oroian. Paraschiv trece de Huja, Paraschiv pintează. Myers încearcă să-l ajungă, Paraschiv. Excelentă intervenția lui Myers. Viteză bună pentru Daniel Paraschiv. Ajunge la picior. A reușit să reziste aproape Myers. A plecat la necare. Dacă simțea acest lucru și îl făcea scurt, îl întorcea. Din obratul așteaptă Pârvulescu. Foarte mulți jucători tineri. Din fața Petrolului, centrarea n-arată rău. Surprins Iliev. Ar trebui să fie corner. Centrare, balonul este respins bine până la Bucuroiu. N-avea voie să piardă. Pune piciorul și este gol, 1-1, Petrolul egalează. Minge respinsă prost de Ionuț Stoica. N-am văzut cine a dat golul. Ne vom lămuri la reluare, dar Petrolul egalează minutul 66. Ei, s-ar putea să fie o decizie de arbitraj greșită. Sare peste minge Măzărache și îl păcălește pe Iliev. Este greșeală mare a tușierului. După părerea mea, este offside aici. Influențează faza. Influențează faza. Centrare, tot Iarovic este cel care respinge, recuperează Pantea. Petrescu, încă o minge aruncată în careu.
luptă de cap care trece pe lângă vincul a japonezului Minosota. A, bun. S-a lovit la umăr când a plunjat Raul Avram. A, nu s-a lovit de bară. S-a putea să aibă probleme.